Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit la un nou documentar și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi vă prezint un subiect despre care am vorbit și cu alte ocazii și care este în atenția celor mai notabile instituții de cercetare științifică, anume colonizarea planetei Marte. Dacă unii susțin că Planeta Roșie are deja viață, Marte fiind deja colonizată în secret de mai bine de 40 de ani, așa cum am aflat din documentarul cu același nume difuzat pe canalul YouTube Enigmele Lumii, în care am văzut că oamenii ar trăi deja acolo în locuințe făcute în interiorul solului ca niște buncăre și că alături de coloniștii pământeni pe planetă ar conviețui și extratereștri, de data aceasta aflăm că Elon Musk ia în serios și chiar este nerăbdător să înceapă colonizarea Planetei Roșii. Imaginea unei planete colonizate nu este străină privirilor noastre, literatura și filmele SF prezentând astfel de scenarii și povești. Cei care sunt sceptici însă în această privință ar spune că să colonizezi o planetă cum este Marte este un vis imaginat doar de literatura science fiction și să realizezi o asemenea aventură este posibil deocamdată doar în calculele matematice. Și cu toate acestea, unii se gândesc serios la viitoarele colonii umane, iar acest viitor s-ar putea să nu fie prea departe. Cunoscut pentru reușitele sale spațiale din ultimii ani, multimiliardarul sud-african Elon Musk lucrează la realizarea celui mai îndrăzneț vis al său, colonizarea planetei Marte. Problema este de câți coloniști ar fi nevoie pentru o colonie eficientă pe Marte. În această privință, părerile sunt împărțite. Cameron Smith, un antropolog la Universitatea de stat Portland din Oregon, spune că dacă umanitatea dorește vreodată să colonizeze o planetă dincolo de sistemul solar, va avea nevoie de o navă spațială cu adevărat mare. Populația fondatoare a unei colonii interstelare ar trebui să fie formată din 20.000 până la 40.000 de persoane. Un grup atât de mare ar avea o mare cantitate de diversitate genetică și demografică, oferind așezării cele mai bune șanse de supraviețuire în timpul călătoriei spațiale lungi și nu numai, a explicat omul de știință. Alții, mai realiști, vorbesc despre 110 persoane pentru Marte. Aceasta este cifra exactă avansată recent de Jean-Marc Salotti, profesor la Institutul Politehnic din Bordeaux, care a calculat echilibrul perfect între mijloacele de supraviețuire și capacitatea de producție a coloniștilor. Salotti și-a publicat recent studiul intitulat Numărul minim de coloniști pentru supraviețuirea pe o altă planetă în revista Scientific Reports. Dar nu poți coloniza planeta Marte cu doar câțiva oameni pe cont propriu, adică să ai la bord tot ceea ce ar fi nevoie pentru supraviețuire. După ce au călătorit aproximativ 500 de zile și după ce au aterizat pe Planeta Roșie, exploratorii ar fi extrem de flămânzi și însetați, deoarece alimentele de la bordul navei spațiale s-ar fi diminuat dramatic, motiv pentru care ar trebui să-și asigure rapid propriile rezerve de apă, alimente și energie. De aceea, numărul ideal de coloniști capabili să reușească acest lucru ar fi de 110. Aceștia s-ar putea specializa în menținerea facilităților vitale de oxigen și alimente. Pentru că există mai mulți oameni, este posibil ca aceștia să se specializeze eficient, spune Jean-Marc Salotti. Dar de ce 110 oameni? După cum explică Salotti, modelul se bazează pe un calcul care implică timpul disponibil coloniștilor și timpul necesar pentru crearea structurilor indispensabile supraviețuirii. Descoperirile se bazează în principal pe comparația dintre necesitățile de timp pentru a pune în acțiune tot felul de rutine umane pentru supraviețuire. Un parametru esențial al modelului este cunoscut sub numele de problemă de partajare,
care permite o anumită reducere a necesităților de timp de către o persoană, dacă, de exemplu, acțiunea preocupă dezvoltarea unui obiect care poate fi împărtășit de diverse persoane. Pentru supraviețuirea pe Marte, unele ipoteze sunt fabricate pentru organizarea coloniștilor și preocupările inginerești. În proiecția lui Saloti, coloniștii ar locui într-o cupolă de sticlă plină de oxigen și s-ar concentra pe proiecte agricole care i-ar ajuta să susțină comunitatea. Saloti spune că cei de pe Marte ar trebui să folosească de asemenea resurse naturale. Dar cum se vor organiza oamenii? Ce echipamente vor aduce? Cum vor extrage resursele naturale la fața locului? Și ce fel de abilități sunt necesare? Greu de spus, dar studiul lui Jean-Marc Saloti oferă răspuns la o singură întrebare. De câți oameni va fi nevoie pentru supraviețuire pe o colonie pe Marte? Cercetătorii de la SpaceX, compania privată din Statele Unite, dedicată realizării de vehicule pentru transport în spațiul cosmic, fondată de antreprenorul Elon Musk, spun că nava lor spațială interplanetară construită ar putea transporta 100 de persoane pe Marte. Elon Musk a vorbit despre construirea unei flote, astfel încât să existe un flux constant de resurse către Marte. Dar este realist acest lucru? După părerea lui Jean-Marc Saloti, aceasta este o estimare optimistă a capacității de transport. Fezabilitatea reutilizării rămâne incertă și calificarea vehiculului pentru aterizarea pe Marte și decolarea de pe Marte ar putea fi foarte dificilă și ar dura câteva decenii. De aceea, mulți cercetători s-au gândit la utilizarea resurselor locale. Gazele ar putea fi extrase din atmosferă, iar mineralele din solul marțian. Extragerea resurselor ar putea furniza coloniștilor compuși organici, fier și chiar sticlă. Dar chiar dacă aceste idei sunt fezabile, realizarea lor este extrem de complexă. Considerând totuși că starea inițială a coloniei este viabilă, Saloti aduce în discuție două variabile care ar avea un efect imens asupra supraviețuirii. Una ar fi disponibilitatea resurselor locale, adică apă, oxigen și elemente chimice, care ar trebui să fie ușor de exploatat. A doua ar fi capacitatea de producție, lucrurile care trebuie produse, cum ar fi uneltele, și dacă ele pot fi produse în cantitate suficientă și într-un interval de timp adecvat. Pentru ca niște oameni să poată supraviețui într-o colonie marțială, un element vital de luat în calcul este factorul de partajare, cel care permite o anumită reducere a cerințelor de timp pentru fiecare persoană, dacă, de exemplu, activitatea se referă la construcția unui obiect care poate fi împărțit de mai multe persoane, în viziunea lui Saloti. Mai exact, să luăm un individ izolat într-o colonie pe Marte. El ar trebui să îndeplinească singur toate sarcinile necesare supraviețuirii. Ar trebui să construiască sau să mențină propriile sisteme pentru a achiziționa apa potabilă, oxigen și pentru a genera energie. Nu va avea suficient timp în fiecare zi. Povara pentru o singură persoană ar fi enormă. Dar într-o colonie mai mare, activitatea pentru lucruri, precum obținerea de apă potabilă, oxigen și pentru generarea de energie, este realizată de mai mulți oameni. Aceasta necesită mai multă muncă, dar împarte și povara zilnică. Efortul necesar pentru construirea și întreținerea tuturor acestor sisteme este acum împărțit între mai multe persoane. Acesta este, în esență, factorul de partajare, de împărțire a sarcinilor al lui Saloti. Pe măsură ce numărul de persoane într-o colonie marțiană crește, există loc pentru mai multe specializări. În cazul unei colonii de doar 10 persoane, câți dintre oameni ar trebui să poată repara și întreține sistemul de apă potabilă sau sistemul de oxigen?
aceste sisteme nu pot fi lăsate să nu funcționeze. Alminteri, supraviețuirea ar fi pusă în pericol, astfel încât ar exista o presiune pentru ca un procent mare dintre aceste persoane să poată opera și înțelege aceste sisteme. Dar, dacă există 100 de persoane, spune Saloti, câte persoane ar trebui să înțeleagă aceste sisteme? Nu toată lumea. Deci asta le permite altora să se specializeze în alte domenii. Un număr mai mare al persoanelor face posibilă eficiența prin specializare și implementarea altor industrii care să permită utilizarea unor unelte, susține Jean-Marc Saloti. Astfel că, luând în calcul toate variabilele, Saloti ajunge la numărul de 110 de persoane pentru Marte. Cifra se bazează pe relația dintre timpul de lucru necesar pentru a satisface toate nevoile de supraviețuire și capacitatea de lucru a indivizilor. Aceasta este, evident, o estimare brută, cu numeroase presupuneri și incertitudini. Dar asta nu-i diminuează utilitatea, scrie profesorul Jean-Marc Saloti în concluzia studiului său. Să nu uităm că anul 2020 este sau era dominat în special de promisiunea misiunii NASA pe Marte. Și pe lângă Statele Unite, China, Europa și Rusia au și ele săgețile îndreptate spre Planeta Roșie, pentru că, până la urmă, aceasta este prima planetă care ar putea fi colonizată. Iar vara lui 2020 a fost un moment propice pentru ca agențiile spațiale să își întoarcă atenția către planeta vecină. Pământul și Marte s-au aflat între sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august în cele mai bune poziții pentru lansarea de vehicule către Planeta Roșie. Teoretic, lansările către Marte ar putea avea loc oricând, însă la fiecare 2 ani și 2 luni există perioade în care orbitele celor două planete se află la punctele cele mai apropiate, făcând rutele mai eficiente. Următoarea fereastră de lansări va fi în toamna lui 2022. NASA a profitat de fereastra de lansări din 2020 și a trimis un nou rover pe Marte, Perseverance. Vehiculul robotic a fost lansat pe 17 iulie, și ar urma să amerizeze în februarie 2021 pentru o misiune care va dura cel puțin un an marțian. Printre altele, Perseverance ar urma să extragă peste 500 de kilograme de mostre de roci, pe care le va lăsa în depozite strategice de pe suprafața planetei, cu scopul de a fi prelevate și aduse pe Pământ în misiuni viitoare. Tot în luna iulie, China a lansat și ea un vehicul de amartizare care conține un rover, Tianwen-1, în tentativa de a deveni al doilea stat care ajunge pe Marte după Statele Unite. Acesta va intra pe orbita planetei în februarie 2021, însă aterizarea ar putea fi amânată câteva săptămâni sau chiar luni. Beijingul își propune de asemenea să efectueze misiuni de colectare și returnare a mostrelor de pe Marte până în 2030. În schimb, Emiratele Arabe Unite și Japonia colaborează pentru o primă misiune spațială arabă către Marte, prin lansarea pe 20 iulie a sondei Al-Amal, în traducere Speranța. Aceasta va măsura diverse aspecte ale atmosferei de pe Marte, precum cantitatea de praf și ozon, dar este echipată și cu un spectrometru ultraviolete care va măsura cantitatea de hidrogen și oxigen care scapă din atmosfera planetei. În aceeași perioadă ar fi trebuit să fie lansată și misiunea ExoMars, o colaborare a Agenției Spațiale Europene și Roscosmos pentru trimiterea unui rover britanic pe Marte cu o stație de lansare și rachetă rusească. Mai multe probleme tehnice descoperite la sistemul de parașutare, identificate odată cu apropierea debutului misiunii, au dus la amânarea acesteia până la următoarea aliniere favorabilă a planetelor, în toamna lui 2022. Roverul Rosalind Franklin va putea extrage mostre aflate la 2 metri adâncime, care sunt ferite de radiația intensă de la suprafața planetei,
și ar putea oferi noi indicii despre prezența și dezvoltarea vieții pe planetă. Dacă totul merge conform planului, vehiculul lansat de NASA pe 17 iulie, Perseverance, va amartiza în craterul G0 din regiunea Surtees Major, la nord-vest de zonele în care au descins InSight și Curiosity. Zona, desigur, nu a fost aleasă la întâmplare. Craterul, cu lățimea de aproximativ 48 de kilometri, are șanse mari să fi fost un lac în trecut, atunci când atmosfera lui Marte ar fi putut susține corpuri de apă la suprafață. Observații făcute de sonda Odyssey, acum aproape două decenii, au arătat mai multe indicii în acest sens. Topografia craterului arată în două zone elemente similare cu deltele unor râuri, iar pe marginile acestuia au fost observate depozite de carbonați, despre care se speculează că ar fi similare cu depozitele de calcar de pe Pământ. Prezența acestor depozite le dau motive experților NASA să mizeze pe posibilitatea ca G0 să fi găzduit în trecut un corp de apă dulce, cu nivele de alcalinitate și aciditate reduse. Pe scurt, cu potențial pentru a susține viața microbiană. Cercetarea acestei ipoteze este obiectivul principal al Mars 2020, dar subiectul trebuie discutat în contextul descoperirilor precedente, mai ales al celor făcute de Curiosity. În general, misiunile NASA spre Marte au dorit să cerceteze capabilitatea planetei vecine de a susține viața, fie că este actuală sau că a existat la un punct în trecutul îndepărtat. Roverele sunt o componentă cheie a acestui aspect. Abilitatea lor de a se deplasa, chiar dacă la viteze mici și pe distanțe totale relativ mici, e vitală pentru a identifica zonele a căror mostre, sub formă de sol, roci sau mâl, pot spune cât de multe despre condițiile actuale și trecute ale planetei. Curiosity, care intră în curând în al 8-lea an pământesc de explorare a suprafeței marțiene, a demonstrat asta imediat după aterizare, când a găsit dovezi ale existenței apelor permanente în trecut. Apoi, din analiza unor mostre de argilit, a descoperit că planeta a avut la un moment dat ingredientele necesare pentru a susține viața microbiană, anume oxigen, nitrogen, fosfor, carbon sau sulf. Spectrometrul roverului a descoperit că planeta are chiar în prezent cantități variabile de metan în atmosferă, care ar putea fi produse de organisme vii sau ar putea fi rezultatul reacțiilor între corpuri de apă și roci. În plus, măsurătorile făcute de Curiosity au adăugat dovezi teoriei conform căreia planeta avea o atmosferă mult mai densă în trecut, pe care și-a pierdut-o destul de rapid acum câteva miliarde de ani și din care încă se scurge oxigen în spațiu. Sonda Emiratelor, Al-Amal, care va ajunge în orbita planetei tot în februarie 2021, își propune să investigheze acest fenomen mai în detaliu. Curiosity a mai descoperit și molecule organice în mostrele de la suprafața planetei. Dintre acestea se evidențiază tiofenul, un compus care pe Pământ este găsit în cărbuni, țiței și chiar și trufe albe. În sine, asta nu dovedește existența unor forme de viață. Compușii organici pot fi rezultatul unor reacții chimice sau pot fi răspândiți în urma impactelor de meteorit. Dar un studiu publicat în luna martie, în jurnalul Astrobiology, susține că tiofenul are șanse mai mari de a fi produs în urma unor procese biologice, de exemplu, descompunerea lui din molecule mai mari de către bacterii decât a unor reacții chimice. Iar ipoteza devine tot mai plauzibilă cu fiecare observație care arată că Marte a avut la un moment dat condițiile necesare pentru a susține viața microbiană. Problema este că în momentul de față nu pot fi trimise instrumente care să facă măsurători pe cont propriu în destul detaliu încât să poată certifica definitiv originea unor astfel de mostre.
Și cum nu știm în ce măsură sau când vom putea trimite oamenii pe Planeta Roșie, pariul cel mai sigur este aducerea unor mostre pentru analize exacte în laboratoarele de pe Pământ. Motiv pentru care Perseverance a fost echipat cu un instrument special pentru identificarea moleculelor organice. Misiunea lui principală va fi să adune, să sigileze și să depoziteze mostre pentru a fi recuperate într-un efort viitor, posibil în perioada 2028-2031. Și asta este doar o parte a scopului destul de larg al misiunii Mars 2020. Care este ambianța pe Planeta Roșie? Este un alt mister pe care Mars 2020 va începe să-l rezolve. Perseverance este primul rover dotat cu microfoane, în număr de două, unul care va fi folosit special pentru tentativa de amartizare din februarie 2021 și altul pentru un uz mai generalist, despre care tehnicienii misiunii spun că, în afară de zgomotele produse de vehicul și de vânt, nu știu exact ce va capta, pentru că nu există vreo idee exactă despre ce sunete ar putea fi generate în atmosfera marțiană. Nu știm câte din aceste experimente se vor derula cu succes sau vor avea un impact real pentru misiunile interplanetare viitoare. La fel cum nu este sigur nici faptul că Perseverance va ateriza cu succes în primul rând, cu toate că este greu să pariezi împotriva recordului încă perfect al agenției la aterizat rovere. Știm însă că NASA a investit peste 2 miliarde de dolari într-un proiect de a cărei continuitate nu este sigură. Mostrele lăsate de Perseverance ar trebui colectate de un proiect comun cu Agenția Spațială Europeană, dar acesta este doar la stadiul de concept. Și chiar și acesta nu va avea loc mai devreme de 2026-2028, cu o întoarcere posibilă cel mai devreme prin 2030-2031. Evenimentele spațiale au fost unul dintre puținele puncte pozitive ale lui 2020, când pandemia a amânat sau a anulat mai orice plan pe termen scurt sau mediu. Lumea așteaptă acum știri pozitive în februarie 2021, când Perseverance, sonda emiriană Amal și misiunea chineză Tianwen-1 își vor încerca intrările în atmosfera lui Marte. Pare destul de puțin probabil că vom pune piciorul pe Marte în următorul deceniu, dar este important că avem, în sfârșit, planuri în derulare pentru viitorul apropiat. Atât Starship-ul lui Elon Musk, cât și ansamblul Space Launch System Orion al NASA sunt proiecte în ideea că vor putea rezista unei misiuni spre Planeta Roșie. Iar atunci când acestea vor fi testate și pregătite pentru cea mai importantă misiune din istoria omenirii, vor avea la dispoziție date tot mai precise și complete, de la eforturile de cercetare care cresc în număr și scop, odată cu fiecare fereastră de lansare. Dragi prieteni, atât pentru azi. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, aveți grijă de voi. Pe curând!